Pe 2 februarie ar fi împlinit 52 de ani. Ne-a părăsit acum mai bine de 5 ani, lăsând în urmă o fiică minunată, specială, o urmașă care împrăștie în jurul ei lumină și iubire, dar pentru care destinul nu a oferit concesii. A găsit însă puterea de a merge mai departe și de a găsi o vindecare, așternând în scris povestea lor, fiind în curs de a finaliza o carte a tuturor lucrurilor nespuse până acum. Cartea poveștilor, Cartea adevărului lui Aurelian Preda. O carte ruptă din viață, o carte miracol. Sper ca în dialogul de astăzi să putem divulga câteva dintre pasajele acestei cărți. Bine ai venit, Ana Maria Rosa! Bine v-am găsit pe toți, bine te-am găsit, Vasilica, mă bucur să fiu astăzi alături de tine și de voi într-un format atât de frumos și atât de emoționant pe o parte, pentru că aici, pe această canapeluță, ne dezvăluim și mici secrete și noi proiecte și tot ce este mai frumos sau mai puțin frumos din viața noastră. Și noi îți mulțumim pentru că ți-ai făcut timp să ajungi astăzi la emisiunea Sub Lupă. De fiecare dată. Și așa cum potrivit ai spus, este o atmosferă intimă aici unde noi ne deschidem inimile mai mult, și iar asta nu face decât să avem o recunoștință și mai mare față de invitații noștri. Așa. Scrii o carte despre povestea ta, Ana, despre plecarea lui Aurelian, despre toate lucrurile care au rămas nelămurite. Cum ți-a venit ideea să scoți o astfel de carte? Tatăl meu încă de când trăia avea un plan să scoată o carte despre viața lui, atât profesională cât și cea privată. Însă și a spus că o va publica după moartea lui, că va lăsa în scris astfel încât să se facă publicația după decesul lui, indiferent când va fi el. Doar că nu s-a mai întâmplat așa, primind foarte multe mesaje cu dorința oamenilor de acasă care ne urmăresc, cum că vor să citească acea carte, că vor să o cumpere, și foarte, foarte curioși de neexistența ei, au crezut toți că poate eu nu vreau să o public sau că am ceva împotrivă, nu, sub nicio formă, dacă tatăl meu ar fi lăsat ceva scris sau dacă aș fi găsit, pentru că este posibil acolo la Viena unde el a decidat să fi scris ceva în momentele lui de singurătate, dar eu nu am găsit nimic și atunci m-am gândit că așa cum eu acasă în jurnalul meu atunci când sunt emoționată, când am o zi mai tristă sau când sunt bucuroasă și vreau să-mi aștern gândurile, decât să o fac cu oamenii în general, mai bine îmi scriu pe o foaie tot ce am în gând, tot ce mi s-a întâmplat, știind că rămâne doar între mine și respectiva acea coală de oglindă, hârtie, da, care ți-e mai fidelă poate decât ți-ar putea fi așa cei este din jur. Așa s-a dovedit a fi. Și iată că cu timpul m-am gândit că ar trebui să iau câteva idei de acolo și să le încroptez într-o carte, într-un început de carte, și să povestesc așa și despre viața mea și despre viața tatălui meu și despre legătura dintre noi. Ana, nu ți-e teamă că ai putea stârni, eu știu, eventuale controverse? Cu siguranță. Consider că încă de la moartea tatălui meu am strânit tot felul de controverse, pentru că sunt foarte mulți oameni, așa cum sunt păreri împărțite și pro și contra, care văd din afară lucrurile și nu știu atât de bine ceea ce s-a întâmplat între noi și legătura noastră de tată-fică. Așa cum am fost, s-au strânit controverse și cum că l-am făcut de râs pe tatăl meu după dispariția lui sau că nu i-am urmat numele de ajuns de corect și de frumos cum s-ar face sau că am adaptat și alt gen de muzică, respectiv muzică ușoară, și că n-am dus cântecele lui mai departe și așa mai departe. Consider că să-ți respecti părintele care te-a crescut și să-i duci numele mai departe nu constă în aceste lucruri, ci constă în respectul pe care îl porți și faptul că eu am continuat să cânt muzică populară i s-a datorat lui. De asta spun, controverse au fost dintotdeauna și vor fi, dar nu mi-este teamă de absolut nimic, pentru că eu vreau ca cei de acasă să vadă prin acea carte exact ce am simțit eu și ce știu de la el că a simțit el,
Și atât, nimic mai mult. Cine vrea să înțeleagă, cine are ochi să vadă, vede. Cine are urechi să audă, aude. Cum s-au schimbat lucrurile cu tine în acești 5 ani și ceva de când a plecat Aurelian? Ei bine, am trecut prin foarte multe schimbări. Încă de la... încă pe plan muzical, când poate înaintea morții tatălui meu, chiar și după, am avut o perioadă plină de evenimente în care nu am avut timp atât de mult să mă consum, să-mi plâng tatăl, să sufăr. Am suferit, dar foarte mult am ținut în mine pentru că eu trebuia să fiu prezent în fața oamenilor și să-mi fac treaba indiferent de starea pe care o aveam. Și atunci mi-a fost greu atunci. Iată că apoi a venit o perioadă de liniște, la modul că am avut mai mult timp cu mine. A venit și pandemia, am avut mai mult timp de gândire. Am trecut printr-o perioadă grea, o perioadă de depresie peste care, slavă Domnului, am trecut cu bine. Am reușit să trec cu foarte bine și mă simt mai puternică ca niciodată și consider că dacă n-aș fi trecut prin acea perioadă, n-aș fi ajuns acum să fiu mai detașată și să înțeleg că e cel mai bine să ai în viața ta oameni puțini și buni. Și să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să realizez că indiferent de câte probleme am avea, există întotdeauna o rezolvare. Iată că am trecut prin mai multe schimbări. Și de job, n-am mai cântat. A fost o perioadă și este o perioadă în care evenimentele sunt cât tot mai puține. Și pe mine m-a afectat și pe plan financiar, dar și pe plan personal, pentru că eu ador să cânt, iubesc să cânt, este ceea ce îmi place cel mai mult să fac. Iată că această perioadă m-a deconectat de la starea asta. Într-adevăr, și m-a făcut să realizez că am și alte calități. Am descoperit că știu limbi străine, știam acest lucru, doar că nu-l fructificam. M-am angajat în altă parte, am schimbat colectivul de oameni în care aveam prietenii, am rămas cu oameni puțini și buni în viața mea toți acești ani, în comparație cu cei care se arătau viteși după moartea tatălui meu, dar iată că cred că cel mai bine mi-este așa. Mi-am găsit liniștea sufletească. Am încercat să mi-o găsesc singură și eu cu mine și în mine, ca să pot să relaționez mai ok cu cei din jurul meu. Pentru că am fost atât de, și nu spun un lucru mare, traumatizată de foarte mulți, foarte multe comportamente și caractere diferite care s-au arătat viteși după moartea tatălui meu, încât acum am ajuns la concluzia că deși atunci credeam că ia uite câtă lume am aproape, cât de mulți îmi sunt alături, cât vor să mă ajute, cât îmi promit, cât o să fac alături de ei și nu o să fiu singură. Pentru că teama mea cea mai mare când a murit tatăl meu asta a fost, că mi-a murit stăpânul și o să rămân singură. Iată că așa s-a dovedit, puțin mai târziu. Primii ani au fost aglomerați. Vorbesc cu durere, mi-este greu pentru că nu m-aș fi așteptat niciodată să rămân cu atât de puțini oameni în viața mea. Nu credeam, mai ales că sunt la o vârstă destul de fragilă la care e bine să cunoști oameni noi și sunt la o vârstă la care încă de mică tatăl meu m-a învățat în colective mari de oameni, inclusiv pe partea muzicală. Am fost tot timpul pe la emisiuni, televiziuni, spectacole. Și m-am așteptat ca lumea să fie chiar așa cum o vedeam atunci când eram mică, cu ochi de copil, dar m-am înșelat, evident. Ce oameni ai păstrat lângă tine? Sau oamenii care sunt acum lângă tine, ce calități au? Sunt foarte puțini. În primul rând, ador oamenii care nu judecă. Asta e cea mai mare problemă în zilele noastre. Indiferent de ce vrei să le povestești, că asta spuneam și că mi-am scris gândurile pe acele foi, indiferent de ce vrei să le povestești, tot timpul va exista cineva care te va judeca sau care te va bârfi, care va considera incorrect ceea ce tu ai făcut sau faci. Și atunci asta caut lângă oamenii de lângă mine și asta am găsit. Lângă cei puțini, pot număra pe degete, această calitate de a nu judeca, de a fi deschis în a-mi da sfaturi, dar nu să mă judece, să simt acea mustrare. Acceptat așa cum ești, exact. Până la urmă. Exact. Cu calități, cu defecte, cu neputințe, cu...
Cred că toți suntem oameni și avem caractere diferite și dacă nu ne acceptăm între noi și nu ne susținem și nu lăsăm unul de la altul mai mult sau mai puțin, o să ajungem să fim singuratici și sălbatici. Sunt oameni care și așa au găsit liniștea și eu mă simt mai bine atunci când sunt singură, dar nu vreau să fiu ipocrită. Am momente în care simt nevoia de afecțiune, simt nevoia de oameni lângă mine, simt nevoia să vorbesc. Oricât de mult spun cei de acasă sau oamenii care se consideră, băi, sunt bine singur, cu siguranță au momente de slăbiciune în care le lipsește o vorbă bună sau un sfat sau o îmbrățișare. Ana, vorbești de proiecte, de faptul că tocmai această perioadă unde s-au impus anumite restricții care te-au, să zicem, ne-a coborât pe toți de pe scenă la un moment dat, ai spus că ai constatat că ai și alte variante da, care îți aduc un echilibru, da, acelea fiind să te descoperi și mai mult. Așa este. La un moment dat, eu știu bine, și poate încă se întâmplă, cochetezi cu și vreau să-mi spui tu un pic cum e viața Anei Maria Rosa acum și cărei, cum să zic eu, căror activități te dedici. În acest moment viața mea decurge nu tocmai așa cum mi-aș fi dorit, pentru că visez la mai mult. Întotdeauna îmi doresc să evoluez și să fac lucruri și mai bine și mai multe. Toți, cu toții ne dorim. Da, dar cu siguranță am învățat tot în acești ani că trebuie să le iau ușor și că nu mai trebuie să fac 100 de lucruri deodată, pentru că cu siguranță nu-mi va ieși bine niciunul. Și atunci le-am luat treptat. În acest moment lucrez în domeniul în care am descoperit că îmi place, respectiv limbi străine, cum eu știu o limba engleză și limba italiană fluent vorbind, atunci mi-am găsit un job în acest domeniu, lucrez la un casino online, este un job care mie îmi place și mă simt ok acolo. Felicitări. Și colectiv tânăr și îmi place foarte mult, mulțumesc. Repet și tot repet acest cuvânt că nu vreau să fiu ipocrită, pentru că da, mi-a adus un echilibru și din punct de vedere financiar. Cântatul rămâne marea mea pasiune, dar pe lângă, ca orice, eu mai am și alte pasiuni. De exemplu, în ultima perioadă am început să fac buchețele de trandafiri din flori de săpun. Aceasta este o pasiune pe care am descoperit-o de puțin timp și pe care încerc să o exploatez cu drag. Am făcut-o în ultima perioadă mai mult de drag, de plăcere, am oferit mai multe cadouri decât am vândut, să spun așa, dar sunt sigură că celor care le place această formă de a dărui. Da, și meșteșugul meu și această formă de a dărui, într-adevăr, poate oricând să mă caute și pe pagina de Facebook, am acolo postate tot ceea ce fac eu și de viața de zi cu zi, dar și buchețele de trandafiri din flori de săpun sunt superbe și să știi că e de muncă la ele. Toată lumea mă întreabă, măi, faci ceva cu chestia asta? Adică dacă o faci, fă-o pentru bani. Și am spus, măi, sunt la început, orice afacere necesită, exact, un pic de timp, necesită până să timp, capete necesită amploare. Investiție și până la urmă consider că dacă nu faci ceea ce îți place și faci doar pentru bani, nu o să-ți iasă niciodată. Mie îmi place, am răbdare și tocmai de asta am și ies frumos, așa cum am spus și de acasă. Așa că invităm pe toți telespectatorii care ne privesc în acest moment să intre pe pagina ta de Facebook și să vadă lucrurile minunate pe care tu, Ana Maria Rosa, da, le faci. Da, vă invit cu drag. Uite, chiar voiam să vorbesc, să fac o mică paranteză despre pagina de Facebook. Vreau să anunț pe toți cei de acasă că am o nouă pagină de Facebook. Tot Ana Maria Rosa Preda se numește, doar că cea veche, așa, cu peste 50.000 de urmăritori, a fost blocată. Cineva a încercat să-mi spargă contul și s-a blocat, n-am mai putut să-mi recuperez contul absolut deloc. La fel s-a întâmplat și cu pagina Destine Celebre, în urmă cu câteva luni, a tatălui meu, pe care eu am gestionat-o ulterior, cu peste 100.000 de urmăritori, la fel cineva a furat-o. Adică am ajuns și cei de acasă, pagina există, acea mea nu mai există. Deci vreau să știe cei de acasă că pagina există, dar nu postez eu. Sunt postate tot felul de clipulețe, nu știu, amuzante. Cineva a preluat-o și face
bani cu chestia asta, adică se folosește de chestia asta. În continuare sunt poze din emisiuni, sunt poze cu mine și tatăl meu, sunt poze cu tatăl meu, dar se postează la greu. Nu mai este administrată de tine. Nu poți face o plângere în acest sens? Am încercat să raportez la Facebook, mai mult de atât nu am ce să fac, din păcate. Am încercat toate metodele posibile să recuperez, nu mai pot. Cineva s-a ținut Sky și văd că se ține în continuare să-mi facă rău prin acest lucru, dar nu-i nicio problemă. Consider că am tot timpul din lume să reiau de la zero, asta este. O luăm de la capăt, Ana. O luăm de la capăt de fiecare dată, chiar și cu chestia asta. Nu am pus atât de mult preț pe site-urile de socializare în ceea ce ține personal. Că asta cu like-urile, cu urmăritorii, deși sunt tânără și se poartă în zilele noastre, nu mă pasionează atât de mult. Dar cum să ții legătura cu oamenii decât în acest mod? Mai ales când ai ceva de prezentat, când ai ceva de dăruit, când faci ceva cu viața ta. Probabil au fost deranjați de faptul că fac ceva cu viața mea și au vrut să mă facă să muncesc de la capăt. Dar nu-i problemă. O iau de la capăt de fiecare Ana dată. Ana e muncitoare pentru că iubește viața. Ce ți-amintești acum, Ana, când te gândești la Aurelian? Oh, Doamne! A fost o perioadă foarte grea și perioada sărbătorilor. Am trecut-o cu greu, tare voi greu. Voiam să-ți adresez și o astfel de întrebare cu privire la sărbători, că abia a trecut anul. A trecut anul și a trecut cu greu și acest an. Parcă, nu știu, credeam la început că cu cât va trece timpul, cu atât durerea se va diminua. Dar parcă o resimt mai tare, știi? Caut tot mai multe sfaturi și cum oamenii din viața mea dispar așa unul câte unul, mai vin, mai intră, mai na, în viața oricăruia, n-ai încredere să ceri sfaturi, să vorbești și atunci simt tot mai mult pe zi ce trece lipsa lui. Și prezența în sine a tatălui care m-a crescut, a fost stâlpul meu, cu el am crescut. Probabil dacă aș fi crescut cu ambii părinți, mi-ar fi fost mai ușor sau aș fi acceptat altfel, aș fi avut-o pe mama aproape. Mama mi este aproape, doar că e la o distanță și atunci tot mă consider singură. Și de sărbătoarea anul, unde ai fost aici? Am făcut Crăciunul alături de oameni dragi mie, iar de Revelion am plecat la mama mea în Italia. Tata și-a fugă 3 zile, am zis gata, am eu bilet și mă duc și m-am bucurat alături de ea. N-am putut să mă, toată familia mea este acolo, cei din partea mamei mele. N-am putut să mă bucur de ei, din păcate au avut acest virus nenorocit. Dar am putut să mă bucur alături de mama mea și de cățelușul meu, Mike. Doamne, abia aștept să-l aduc în țară, este alinarea sufletului meu. Și a fost frumos, a fost frumos. Aș fi vrut să facem cu toții, dar nu s-a putut din cauza acestei pandemii, dar iată că am făcut alături de mama mea și a fost frumos așa cum a fost. Dar tot am simțit lipsa tatălui, tot am simțit că lipsește ceva. Tatăl meu în fiecare an de Revelion, el nu cânta, avea evenimente, trebuia să fie prezent, nu accepta. Voia în fiecare an, la trecerea dintre ani, să fie lângă mine. Și țin minte, în fiecare an de Revelion, eram acasă, cel mult mergeam în Piața Constituției, stând pe Bulevard Unirii. Mergeam acolo, în Piața Constituției, ne întorceam acasă, mâncam și dansam și ne simțeam bine. Asta făceam de fiecare dată și mi-e dor de momentele alea. Mai devreme un pic, Ana, vorbeai despre abordarea din punct de vedere muzical și altor genuri. Da. Ceea ce nu te-a... cum să zic eu, ocolit din calea judecăților. Așa oamenilor este. Sau... Da, pentru că toți cei, dacă, bine, nu toți, au fost o parte, la fel, păreri pro și contra, au fost oameni care mi-au spus că ar fi trebuit să cânt piese de ale tatălui meu, aceleași piese, și să-i duc numele astfel mai departe. Consider că, repet, dacă faci ceva și nu faci că-ți place, nu-ți va ieși niciodată. Și atunci am zis, eu voi continua să cânt muzică populară. Îmi place ce gen, am crescut cu el, îl iubesc, dar vocea mea și cei care au, repet, urechi să audă, vor auzi că are inclinație mai mult spre muzica ușoară și n-am de ce să fiu rea și să spun, da, domnule, eu le fac bine pe toate. Nu, eu știu că muzica ușoară este cea predestinată mie și mi-au spus oameni specialiști, adică lăsând la o parte publicul care contează foarte mult,
Plus că mă simt eu mai bine cântând acest gen de muzică, dar asta nu înseamnă că am renunțat la muzica populară. Ca drept dovadă, am proiecte în curs, vreau să fac în continuare piese de muzică populară. Nu pot să cânt aceleași piese ale tatălui meu, pentru că, în primul rând, tonalitatea este diferită, noi știm. Sigur că da, registru. Este tonalitate, da. Registru de... Tematica textului iar este, bineînțeles, diferită. Textul ca textul că mai putem modifica, dar problema ar fi la tonalitate. Și atunci am zis, spun, aș putea să preiau idei, mai ales că, na, din zona Argeșului, piesele fiind, eu la fel, aș putea să preiau idei de acolo și am făcut, Unde ești Icuță Bun, de exemplu, este piesa tatălui meu. Am preluat, am refăcut negativul cu maestru Bogdan și Lăutare din Chișinău și am pus alte versuri create de mine. Așa că eu consider că este... mai mult decât bine ceea ce fac. Bineînțeles, ascult sfaturi și păreri din partea tuturor, sunt comentarii constructive unele, dar consider că trăim într-o lume în care putem, ne permitem să facem avem și ceea ce ne place. Avem libertatea să alegem, sigur da, că da. Corect. Și nu mai vreau să... Adică îi mulțumesc lui Dumnezeu și tatălui meu că mi-a dat acest nume prin care am avut porți deschise. Mi s-au mai închis și în astea multe ori, dar au fost și porți deschise. Și mi-a dat un nume atât de frumos pe care să-l duc mai departe. Dar aș vrea ca cei de acasă să mă cunoască așa cum sunt eu și să-mi cunoască talentul așa cum este el și ce știu eu să fac și să nu mă catalogheze toți doar ca fiica lui Aurelian Preda. Deși este o onoare să fiu fata lui Aurelian Preda, într-adevăr, dar aș vrea să știe și calitățile. Adică hai să-i vedem și calitățile Anei Maria, fiica lui Aurelian Preda. Să te decupezi. Oricum, prenumele tău să știi că este unul foarte consonant și foarte luminos. Mulțumesc. Ana Maria Rosa. Mulțumesc, și cred că este foarte potrivit pentru muzică ușoară. O să vină Ana lângă tati aici și o să-i cânte, pentru că ea va fi mesagerul meu. Thank you.
vorbești de proiecte pe care le ai în curs. Da. În acest moment urmează să scot un colaj de muzică de petrecere și populară. Am mai scos eu așa, am mai înregistrat câteva melodii de petrecere. Urmează să le cânt pe la voi pe aici, pe la Edno, cu tot dragul, și vreau să fac și două piese tot de muzică populară, o horă și o sârbă, le am în curs și aștept să iasă așa ca pe o pâinică caldă, și ulterior aș mai vrea să scot și ceva de muzică ușoară, dar momentan această ultimă piesă pe care am scos-o de muzică ușoară, Nu renunț, este o piesă pe care o îndrăgesc tare mult și care mă reprezintă în totalitate. Versurile au fost făcute lângă mine, cu tema pe care eu mi-am dorit-o, cu mesajul pe care eu mi-am dorit să-l transmit, și trag cât mai mult de ea să o promovez și să o audă toți cei de acasă, pentru că are un mesaj destul de adevărat și emoționant. Și am primit foarte multe aprecieri și sunt, Doamne, am fost foarte fericită că a ajuns la urechea tuturor. Mult succes, să aibă o rezonanță foarte mare, așa după cum îți dorește ție, inimioara. Mulțumesc, din suflet. Ana, revenind la carte, vreau să te rog să surprindem câteva pasaje și mi-aș dori să aflu de la tine care sunt, eu știu, cel mai frumos lucru, cel mai emoționant, trăit alături de tatăl tău, Aurelian Preda, un pasaj care cu siguranță va face parte din carte. Cred că sfârșitul cărții este cel mai palpitant. Tatăl meu a spus o vorbă înainte să moară. A spus că el n-a cunoscut fericirea adevărată niciodată cât a trăit pe pământ. Și în toți acești ani am încercat să înțeleg, chiar în cântecul meu am spus acest lucru, am încercat să înțeleg de ce această vorbă, adică mă avea pe mine. Într-adevăr, atunci când ești un om bolnav, poate nu mai resimți bucurile vieții așa cum le-ar simți un om sănătos. Pe lângă povestea vieții mele și a tatălui meu din carte, consider că această frază, fericirea adevărată nu am cunoscut-o niciodată, pe care tatăl meu a spus-o și a spus-o chiar și în ultimele emisiuni filmate, Destine Celebre, au dat un final cărții. Și atunci am zis eu în acești ani, ce a vrut tatăl meu să zică cu fericirea adevărată, nu am cunoscut-o niciodată. Și la finalul cărții am explicat prin ceea ce am simțit eu și ceea ce am crezut. Și cred că tatăl meu nu a considerat că a fost fericit aici vreodată, pentru că nu a trăit pentru el. A trăit pentru cei din jurul lui. Și aici mă includ și eu. Dar pe lângă mine a trăit pentru cei din jurul lui. A încercat să facă atât de multe pentru cei din jurul lui. A construit, a strâns bani, a făcut lucruri și a sacrificat viața efectiv, lăsându-mă pe mine la o parte. Că eu eram copilul lui și eu ca părinte la rândul meu m-aș sacrifica pentru copilul meu. Dar a făcut lucrul ăsta pentru niște străini care l-au doborât după moartea lui. Chiar și în timp ce era în viață, doar că câte ușor, așa, știi, câte o piesă. Câte un pic. Da. Și totuși, Ana, care e cel mai frumos moment trăit alături de tatăl tău? Cel mai frumos, au fost multe momente. Cele mai frumoase momente le resimțeam alături de el pe scenă. Deși intram cu frică și cu emoție, pentru că era un om impunător și toată lumea spunea, Doamne, că l-am cunoscut pe taică, tu era așa un om, părea dur și impunător și rău, și apoi am vorbit cu el și mi-am dat seama că are o voce așa de blândă și că e așa de blând și de bun și de cald. Și atunci când eram pe scenă, de fiecare dată, spectacol, televiziune, deși era toate momentele, inclusiv pregătirile de dinaintea spectacolului sau emisiunii, cum mă îmbrăca, când vedeam cu cât drag mă migălea, știa să-mi pună orice, fotă, shorts, să-mi pună brâul, să-mi pună marama, am făcea cocul. Și eu martoră la... Cu siguranță, da, ne-am întâlnit de foarte multe ori în spectacole. Și la Bacău văzut, chiar, da. Da. Și cu cât îmi migălea la făcea lucrurile astea, am făcea cocul, adică pentru un bărbat să facă chestia asta, care nu a mai îmbrăcat pe nimeni, nici o fată până atunci, le făcea parcă le știa de o viață și cu atât drag. Și
tot timpul îmi spunea, Ana, te-ai mai îngrășat. Deci de fiecare dată când îmi punea bro, dar pe mine m-a amuzat chestia asta, pentru că aveam aceleași kilograme în perioada, eram copil fin. Și atunci erau cele mai frumoase și când urcam pe scenă împreună și cântam și se întorcea la mine și cântam împreună și îi vedeam sclipirea din ochi, era mândru că sunt acolo lângă el. Mi se umplea sufletul de bucurie, alea au fost cele mai frumoase momente. Pentru că acasă n-am trăit momente chiar atât de frumoase împreună. Poate la început când eram eu mult prea mică și încă mai mânca, încă mai era bine. Dar când am crescut nu prea am trăit momente frumoase împreună. Era tot timpul rău, îl durea tot timpul, vedeam tot timpul că e agitat, că e nervos, că îl doare. Tot timpul avea aceste stări și n-am putut să trăiesc ultimele momente fericite alături de el. Dar acelea de pe scenă, nu știu, se transforma oricum. Când cânta sau când venea și prezenta, era alt om. Mi se dădea o putere, așa bolnav cum era, și reușea să le facă pe toate. Ana, dacă ar fi să te gândești la un... la un ceva pe care ți-ai fi dorit să-l fi trăit alături de tatăl tău, Aurelian Preda, la un moment, la... Au fost... Un moment acum. Evident că nu ai apucat să faci lucrul ăsta. Ce ți-ai dorit și nu ai reușit să faci alături de Aurelian Preda? În primul rând, mi-aș fi dorit să prindă momentele importante din viața fiecărui om. Pentru fiecare om, momentele importante de viață diferă. Pentru mine, eu îmi doresc foarte mult o familie. Eu mi-am dorit foarte mult, să o luăm așa cronologic. Prima oară, să fac cei 18 ani, tatăl meu mi-a promis un majorat de minune, de poveste și l-am avut, dar nu așa după sufletul meu, cum aș fi vrut. Nu neapărat de mărețimea lui sau de câți oameni erau. Doar că n-au fost oamenii apropiați, adică n-au fost oameni care să spun, să-i sun și acum să zic, da, băi, sunt lângă mine. Nu, au fost foarte mulți oameni care acum nu mai există în viața mea, foarte mulți, foarte mulți, din 120 de invitați, cred că 10 dacă mai sunt acum în viața mea. Înțeleg că majoratul ți l-ai fi dorit? Mi l-aș fi dorit să fie alături de mine, tatăl meu, și să se bucure și să fie sincer, cu oameni sinceri, pentru că el aduna numai oameni sinceri în jur. Mi-aș fi dorit să fie lângă mine când am luat bacalaureatul, pentru că își dorea să fiu silitoare, își dorea să iau o notă mare și am obținut, îmi spunea tot timpul, vreau să iei peste 8 la bac și am făcut chestia asta. Aș fi vrut să fie lângă mine când am cântat de fiecare dată pe scenă, aș fi vrut să fie lângă mine când am încheiat liceul și l-am absolvit, când am intrat la facultate, când am intrat la primul meu loc de muncă, pentru că eu chiar dacă cântam, eu am vrut să muncesc, să văd cum e să muncesc. Aș fi vrut să fie lângă mine în multe momente. Dar începând, de fapt terminând cu aceste momente de a fi lângă mine, și era foarte mult să mă vadă la casa mea cu un bărbat care să mă merite și să mă protejeze în primul rând. Dar tot timpul spunea, tată, studiază că ai timp, ai tot timpul din lume să urmezi ceea ce Dumnezeu rânduiește să fie pentru tine. Te gândești la căsătorie, Ana? Mă gândesc în viitor, nu acum. Te visezi mămică? Da, Doamne, da. Eu am spus că și dacă nu o să fiu căsătorită, îmi doresc să fiu mămică. Adică nu țin cont de aceste aspecte foarte mult. Într-adevăr, e frumos să ai o familie întreagă. Îmi doresc, pentru că eu n-am avut, și îmi doresc din suflet să ofer copilului meu sau copiilor mei, Doamne ajută, ceea ce eu nu am avut, și anume acea conexiune de familie, dar atât cât se poate, pentru că uneori dacă doi părinți nu se înțeleg, e mai bine să se despartă. Dar mi-aș dori și îmi doresc și mă gândesc tot timpul să-mi fac o familie și mă gândesc și la căsătorie, nu acum, poate în viitor, așa cum va rândui Dumnezeu, repet, încerc să le iau ușor, ușor. Momentan vreau să trăiesc pentru mine, să muncesc pentru mine, să fac lucruri pentru mine, am o casă de întreținut, am un job, am, repet, nu viața pe care aș fi visat-o, dar lucrez la început și cu siguranță voi ajunge și în punctul în care voi spune, da, sunt fericită, sunt împlinită, am un copil, am o familie, Doamne ajută. Am casa mea, uite, Doamne ajută, îmi doresc din suflet. O să ajung să fiu fericită, împlinită. În ce constă la tine fericirea, Ana? Fericirea, în primul rând, înseamnă liniște sufletească. Nu mai îmi doresc minciună, nu mai îmi doresc scandal, nu mai îmi doresc certuri. Vreau
prin această liniște sufletească îmi exprim eu fericirea, vreau să fac ceea ce îmi place, nu vreau să fiu reținută de nimic, nu mai vreau să-mi fie frică de ce spun cei care sunt pe la corp sau cei de acasă. Eu am... Înțeleg că toate astea le trăiești încă. Nu le trăiesc neapărat, doar că mai sunt lucruri nespuse, nu vorbesc neapărat public, lucruri așa de ale sufletului meu pe care nu le-am spus nimănui, ce am mai simțit eu și ce am mai trăit. Consider că sunt lucruri în viața asta cu care trebuie să mergi, sunt secretele sufletului tău. Să mergi cu ele la braț. Să mergi cu ele la braț, da. Dar nu exagerat, că dăunează și o să se ajungă ca mine să trec prin depresie, pentru că eu de asta am trecut prin depresie, pentru că au fost prea multe lucruri care s-au acumulat, prea multe secrete. Atunci am izbucnit și am avut de suferit după, pentru că m-au afectat, normal. Cine ți-a fost alături aia? Au fost câțiva oameni. În primul rând, mama mea mi-a fost alături, așa de la distanță, dar mi-a fost alături cât am putut. Am câteva, două la număr, prietene foarte bune, la fel mi-au fost și ele alături. Omul drag sufletului meu, cu care împart viața de zi cu zi. Și cam atât. Și Dumnezeu, rugăciunea. Când am o zi mai proastă sau îmi vine să plâng, mă duc în cameră la tati, pun capul pe pernă, plâng, mă ridic, o iau de la capăt, mă duc, fac ceva de mâncare, ies, mă duc la muncă, iar mai cad, mă mai duc pe la biserică, na, ca orice. Vorbești despre această dorință ta de a avea liniște sufletească. Da. Câteodată când ești supus așa a judecății lumii și se întâmplă câteodată că nu te poți apăra sau ca să te aperi, ești nevoit să te argumentezi. Și ca să te argumentezi, înseamnă să scoți ceva mai puțin frumos din viața ta. Așa lucruri este. Pe care ți-ai dori să nu fie expuse public. Dar nu ai altă variantă încolțită fiind. Au fost extrem de multe momente în care n-aș fi vrut să apar să vorbesc nimic despre nimic. Aș fi vrut să țin pentru mine și sufletul meu și să-mi fac lucrurile în privat. Cu succesiunea și cu tot valul acela de trăiri, de acuzații, de acuze. Da. De... S-a terminat? Nu s-a terminat. În continuare se întâmplă în viața mea, dar să spun că trecutul nu-mi dă pace, dar nu-mi dă pace pentru că consider că în această viață trebuie să-ți faci dreptate atât cât se poate, pentru că da, este un Dumnezeu sus. Dar până la Dumnezeu trăim o viață pe pământ. Nu se știe cât, dar acea viață pe care o trăim vreau să o trăiesc liniștită și atunci consider că ține de demnitatea mea și de sufletul meu ca să ajung la un moment dat în această viață că eu să am liniște sufletească, respectiv fericire, trebuie să trec prin aceste lucruri mai puțin frumoase și să le depășesc și atunci... Am reușit să rezolv și cu o parte din succesiune, aproape cu toată, sunt încă în proces. Cu procesul binecunoscut de toți, este și acesta în proces, doar că, ți-am zis, Vasilica, încerc să le iau pe rând, pentru că am avut o perioadă când le-am aglomerat și au produs acel tsunami în mine care a explodat și eu nu mai vreau să trec printr-o depresie doar ca să ajung în același punct în care aș putea să ajung dacă le iau, știi, ușor, puțin câte puțin. Nu am renunțat la absolut nimic. Continui să-mi văd de viața mea așa cum pot. Nu sunt nici cea mai liniștită persoană, dar, repet, ca să ajung în acel punct de fericire și de liniște, că asta înseamnă la mine fericire, liniștea sufletească, voi avea nevoie de să trec prin aceste etape mai puțin frumoase. Ana, ce te face bucuroasă? Ce-ți bucură inima? Hai, în momentul de față, momentele cu prietenii, am momente când râdem și ne simțim foarte bine împreună, momentele cu omul drag sufletului meu, acelea de afecțiune. Nu prea am fost în vacanțe, sinceră să fiu, având o situație mai complicată, ținând cont că eu trebuie să întrețin o casă destul de mare, cu costuri cam mari. Adică, probabil dacă aș fi stat cu o chirie la o garsonieră sau ceva, nu aș fi ajuns să am costurile astea și automat cu câștigul pe care l-am reușeam să fac și alte lucruri care îmi bucură sufletul. Dar, momentan, am zis că mă consolez cu ideea că muncesc acum, cât sunt tânără și pot
Și mai târziu, peste câțiva ani, dacă va fi să fie, mă voi bucura și de vacanții și, despre, și de ceea ce am muncit. Banii pe care am muncit să-i pot să-i investesc în ceea ce îmi place. Îmi doresc foarte mult să-mi deschid și o afacere pe lângă asta. Mi-e place foarte mult să machiez. Iubesc, ador să machiez. Am răbdare. Vreau să fac un curs pe această temă. Vreau să fac un curs și de unghii. Este o plăcere de-a mea și îmi doresc foarte mult să-mi deschid ceva pe această temă. La fel și mama mea, care își dorește să deschidă un restaurant, mă văd și acolo. Eu am intrat la business și turism la facultate în 2018. Acolo sau aici? Ea acolo vrea să-și deschidă. Eu, dacă i-ar merge acolo, aș vrea să deschid și aici. Dar m-aș implica foarte mult în ceea ce ține de restaurantul de acolo. Aș face ceva pentru românii cei de afară. Aș face ceva frumos. Adică vreau, avem ce asta în proiect. Ce vrea să faci pentru românii de afară? Vreau să facem un restaurant în care să fie și o seară pe săptămână de mâncare românească și muzică tradițională, muzică live. Așa. Vreau să aduc băieți de aici, să mergem acolo, să cântăm o dată pe săptămână. Vreau să fie și un restaurant unde se pot face evenimente, nu-s botezuri pentru românii de acolo care caută locații și nu găsesc. Vreau să mă implic în chestia asta foarte mult și am venit cu foarte multe idei către mama mea. Este deja pregătită să lanseze acest business, dar e cam greu cu pandemia momentan. Mai așteptăm puțin, dar nu ne pierdem speranța. Adică eu chiar nu mi-o pierd, eu chiar mă văd departe făcând chestia asta acolo. Mă bucur din toată inima. Mi-aș dori să vorbim, deși nu vreau să-ți intru cu bocanci în suflet și nici să îndrăznesc mai mult decât îți dorești tu ca noi să facem, să vorbim un pic despre relația asta de cuplu a ta, pentru că nu odată ai spus că îți găsești echilibru și liniștea sufletească alături de, citez, omul meu drag. Da, omul meu drag, alături de care au fost de altfel foarte multe controverse și de asta am decis să nu mai vorbesc atât de mult despre acest subiect. Tocmai din cauza acestor controverse care nu mi-au creat mie atât de mult rău, pentru că eu, na, fiind de mic obișnuită cu această lume, nu m-au afectat atât de mult comentariile răutăcioase, dar l-au afectat pe el. Și atunci când iubești un om, nu vrei să-i faci rău. Sigur. Și am evitat, am zis, nu e nicio problemă. Până la urmă, viața noastră privată este viața privată și consider că fiecare om are dreptul să-și aleagă dacă vrea să vorbească sau nu despre omul de lângă el, dacă vrea să-și expună. Consider că o relație fericită nu înseamnă poze happy pe Facebook și Instagram când totul pare roz și poate viața lor nu este chiar așa. Consider că liniștea ți-o poți găsi și acasă, omul drag de lângă tine sau în mașină sau în activitățile pe care le faceți. Noi am făcut chestia asta și am încercat să aducem frumosul din viața noastră și prin muzică. Am avut și melodii împreună și piese împreună. Dar iată că încercăm să le luăm așa ușor. Așa după cum simțim și după cum trebuiesc făcute. Pentru că și atunci când te grăbești nu e prea bine, știi? Cred asta. Te poți împiedica. Da. Crezi că există o comunicare cu tatăl tău, cu Aurelian, cu lumea de dincolo? Cred în această comunicare. Aveți o astfel de comunicare? Numai, Vasilica, să știi că l-am visat de câteva ori pe tatăl meu cu mesaje în care îmi spunea așa, îl vedeam supărat și îmi zicea, ai grijă. Ai grijă, niciodată nu mi-a dat nume, probabil mi-ar fi fost mult mai ușor dacă aș fi avut o comunicare cu el. Probabil cred în comunicarea de dincolo, dar nu cred că, poate nu știu, nici nu merit, poate nu sunt în măsură să o am. Cred că ține de... Au existat momente în care să-i fi simțit prezența? Au fost momente, dar cred că tatăl meu știa încă de când a murit bunica mea că mie mi-este cam frică de aceste lucruri. Și de apariții și de chiar și de vise. O visam pe bunica mea după ce a decedat bunica mea, care mi-a fost ca mamă. O visam și mă speriam din somn și tresăream și așa. Și cred că știe că este frică și nu se arată prea des. Dar uite, acum mi-aș fi dorit să arate cam des. Adică mă rog și am momente când aș vrea să îi simt mai des prezent. Am momente grele când îl stric prin casă și nu exagerez. Adică, na,
cred că orice copil care a trăit o copilărie și o adolescență alături de părintele lui, dacă ar dispărea așa dintr-o dată fulminant, sigur ar suferi. Iar fi foarte greu. Și e greu. Și am momente, ți-am zis, când îl stric prin casă și am tabloul cu poza lui pe care o are și la mănăstire la Dervent, în fața cimitirului, e o altă poză, mare așa un tablou și mă duc acolo și mai stau, mai vorbesc cu el. Mulți mi-au zis că, băi, ce ai neînfrânt, dar nu, consider că îmi găsesc liniștea făcând chestia asta. Și nu mi-a fost rușine să o expun. Cred că fiecare dintre noi avem momente când vrem să vorbim cu oamenii care nu mai sunt în viața noastră și nu știm cum să facem. Și o putem face oricând, și nu da. Trebuie să avem martori. Da, exact. Asta vreau să zic, oricum nu trebuie să știe nimeni. Dar nu m-am ascuns să spun chestia asta niciodată. Dintotdeauna am zis că eu fac asta și când am... Vezi tu, când ai bucurie în viață, mai uiți uneori. Am avut perioade și când, nu știu, parcă m-am îndepărtat așa de Dumnezeu, m-am uitat să mă rog, am uitat să... Neapărat să mă rog, am... Eu în fiecare seară înainte să dorm, îmi fac rugăciunea și de obosite ce sunt, poate nu mi-o mai fac, dar tot mă închin și atât zic să ierte Dumnezeu toate păcatele tatălui meu și să trăiască în lumină acolo. Tot timpul mă rog pentru eu și pentru bunica mea. Și am avut o perioadă când nu mai ziceam și m-am trezit așa peste câteva săptămâni și am zis, stai puțin că sunt câteva săptămâni de care n-am mai zis. Dar probabil stresul și problemele pe care le-am avut și atât de multe lucruri pe capul meu m-au făcut să uit, cred, o perioadă de acest lucru. Crezi în lumea de dincolo, Ana? Cred în lumea de dincolo. Cred că există viață după moarte. Nu știu în ce măsură și dacă poveștile rai, iad și așa mai departe sunt adevărate, nu vreau să-mi dau cu părerea, fiecare este... Știi că sunt foarte multe studii vis-a-vis de moartea clinică, mii, da, milioane de cazuri, oameni care spun același lucru, da, n-ar avea cum să se repete și că dincolo vorbesc respectivele cazuri, de fapt este lumină și iubire, o stare și o vibrație pe care noi aici nu avem capacitatea măcar să o, exact, distingem, să o trăim nici atât. Da. Da. Și tatăl meu a fost în moarte clinică și știu din poveștile lui că, într-adevăr, este adevărat și că există viață de după moarte și că atunci a trăit și a resimțit niște lucruri pe care nu a putut să le, nici măcar să le explice prin cuvinte aici. Adică nu, e inexplicabil. Așa că eu cred, chiar cred în acest lucru. Dar cred de altfel și în acest lucru că, într-adevăr, oamenii sunt predispuși greșelilor și sunt și oameni buni și răi. Dar eu cred că noi, toți oamenii buni care se spune că sunt buni, tot au greșit ce au fost răi cândva. Adică nu există, asta vreau să spun, că nu există oameni buni și răi. Cred că... Există numai oameni buni și câțiva dintre ei câteodată neputincioși. Cam toți sunt buni și sunt frumoși. Fiecare dintre noi cred că avem. Nu cred că există om. Sigur. Oricât de rău ar fi și orice problemă, că sunt oameni care au probleme psihice și fac rău. Ei, acei oameni cu siguranță în sufletul lor au ceva bun, doar că problema pe care o au nu le permite să fie mai bun de atât. Dar fiecare om dintre noi consideră că are ceva frumos. Oricât de mic acolo, trebuie să aibă el ceva. Da. Cât de importantă consideri tu că este iubirea în viața unui om, Ana? Iubirea este foarte importantă. Păi dacă nu trăim pentru iubire, atunci pentru ce? Noi emanăm iubire, noi suntem iubire. Așa să trăim pentru bani, pentru muncă, muncim ca să ce? Ok, muncim, facem bani, cum e să ne asigurăm vorba noastră, decent, să ne asigurăm, da. Să poți să-ți plătești utilități, corect, să poți să-ți crești, corect, copii. Până la urmă... Dar totul cu măsură, zici tu, nu să, exact, construiești imperii, pentru că... Construim imperii, dar ajungem să construim imperii și să realizăm că nu avem ceea ce contează cel mai mult în viața noastră, respectiv iubire, familie. Și familia nu constă numai că nici mie nu-mi plac chestiile astea. Domne, dacă vrei să fii fericit, trebuie să ai familie, trebuie să fii însurat, să ai copii și așa mai departe. Nu. Fericirea constă și în familia de lângă tine, fiecare înverișor, o bunică, un tată, o mamă,
Că ai prieteni, fericirea constă și într-un animal de companie și iubire. Poți să-i oferi iubire oricui, poți să-i oferi iubire ție, poți să te duci o zi și să stai tu cu tine și să simți, băi, mă iubesc, adică uite, fac o baie relaxantă, mănânc, beau, mă simt bine. Că noi suntem iubire, asta înseamnă iubire. Că unii nu prea știu să iubească, asta e altceva, dar descoperă pe parcursul vieții. Ana Maria Rosa, se vindecă vreodată dorul? A, dorul nu trece niciodată. Știi când trece dorul? Când trece, Ana? Dar, ce acolo e cu duși întors? Dorul trece în momentul în care trec și oamenii din viața ta. Există momente în viața mea când mi s-a făcut dor de niște oameni care acum, că nu mai sunt, nu mai simt nimic pentru ei, care m-au dezamăgit. Dorul trece atunci când ești dezamăgit, când ți se rupe sufletul, așa, nu? Îți mai e dor o perioadă și după te saturi, se duce de tot dorul. Dar când iubești cu adevărat și când ai primit lucruri pozitive și bune din partea celuilalt, orice ar fi, dorul nu trece niciodată. Poate să-ți fie de dor de un om care, uite, e chiar lângă tine? Da, cum? Păi pleacă câteva zile și gata, se face doar instant. Da, ți-e dor. Ți-e dor și trece greu, ți-l alin greu. Și sunt momente când pleacă din viața ta oameni și ți se face dor și nu mai poți să-i întorci, că nu depinde de tine. Așa e scris să fie, să dispară din viața ta. Și durează până trece dorul ăla și tot te mai gândești peste câțiva ani la persoana aia. Ana, ne poți dezvălui titlul cărții sau încă rămâne un mister? Va rămâne un mister până momentul publicării. Vreau să fie un moment culminant, emoționant. Nu degeaba au așteptat toți cei de acasă atât de mult. Și vă garantez eu că în cel mai scurt timp va ieși această carte. Noi o așteptăm cu drag și am convingerea că foarte mulți dintre... Și alături de oameni care știu să facă chestia asta foarte bine. Am convingerea că foarte mulți dintre cei care te iubesc, Ana, și mai cu seamă bazinul imens de oameni care l-au iubit și încă îl iubesc, continuă să-l iubească pe Aurelian Preda, vor avea această curiozitate, mai ales a inimii, să descopere în cartea pe care tu o scrii acum frânturi din viața voastră, frânturi care, așa cum spuneam mai devreme, poate n-au fost expuse public. Așa este. Am rămas mirată, șocată și de asta am și avut această dorință de a publica această carte. De numărul mare de persoane care încă postează, încă se duce la mormânt, se duc la mormântul lui, care îmi dau mesaje, Doamne, primesc zilnic, chiar, deci vă rog, vă invit pe pagina de Facebook, mi-e frică că lumea crede că i-am blocat sau am primit mesaje că au fost blocați sau s-a întâmplat ceva. Dați-mi cerere, urmăriți-mă pe pagina mea de Facebook, Ana Maria Rosa Preda, vă răspund la toate mesajele, cu tot dragul, nu am blocat pe nimeni, sunt acolo, așa că vă aștept și pe pagina de YouTube, Ana Maria Rosa Preda, Aurelian Preda, am păstrat ambele nume, vă aștept să urmăriți tot acolo. Ana, un gând bun pentru cei de acasă. Dragilor, să aveți un că an... Că tot suntem la început de an, așa, da. Cumva, n-a trecut luna așa ianuarie. Este. N-a trecut și sper din suflet că acest an să fie unul cât mai bun pentru noi toți și pentru cei de acasă și pentru noi toți. Îmi doresc să, ca 2020-2021 respectiv, să ne fi învățat așa că este bine să apreciem mai mult timpul cu familia, timpul cu oamenii dragi, pentru că niciodată nu știm când se poate termina și când se poate sfârși acest timp. Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și Dumnezeu să fie lângă voi la orice pas. Ana, eu îți mulțumesc din toată inima că ne-ai fost alături eu astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet. Îți doresc mult succes și un an nou, așa cum ai spus, să fie cu sănătate, cu bucurii și cu învățămintele din anul trecut, care per pentru a construi și pentru a face lucruri minunate în anul 2022. O să te rog să ne și faci dovada cu drag, sigur.
acestui glas foarte potrivit pentru muzica ușoară. Mulțumesc. Pentru că astăzi știu că ne-ai adus una dintre melodiile tale. Am adus în atenția voastră și a tuturor celor de acasă, Nu renunț, este piesa de muzică ușoară pe care am lăsat-o, prima mea piesă de muzică ușoară. O piesă din suflet pentru suflet, cu un mesaj puternic. Și sunt convinsă că chiar și voiam să mă refer la fetele de vârsta mea, dar cu siguranță orice femeie și bărbați chiar se vor regăsi în această poveste. Legându-mă de titlul acestei melodii despre care tu vorbești atât de frumos, vreau să te întreb ultima întrebare adresată. La ce nu renunți, Ana Maria Rosa Preda? Nu renunț la a trăi frumos. Asta vreau să fac cât mai mult posibil. Să trăiesc frumos, să iubesc, să fac ceea ce simt, fără să mai fie frică de trecut. Așa să fie atunci. Doamne ajută și să ne revedem cu bine. Nu știu de ce am crezut în vorba ta. Credeam că îmi spuneai ce simți. Știam atunci că tu mă minți. N-am crezut că am să sunt fără așa rău. Dar de vină sunt doar eu. Aș cerca amintirea ta. Vreau să-mi vindec inima.
este unul dintre acei români minunați, care schimbă iremediabil țara noastră în bine. În loc de flori, am primit temniță. Atunci am avut oameni de excepție care au intrat toți la pușcărie după 23 august. Am pus umărul cu credință că așa trebuie să fie. Să renaștem România, pe care dumneavoastră, generația dumneavoastră, a făcut-o praf. Am întâlniri cu tinerii la care îmi vine să plâng mai. Când văd că n-au nicio șansă și ei sunt de excepție și nu ne interzice nouă să zic tată și mamă și să nu zic Crăciun, să nu mă închin, cum au făcut-o toți ai mei de 2000 de ani, să nu mă mormântesc cu popă. Eu ce vreau să tai porc și să mănânc slănină și șorici, că așa au murit, au făcut toți ai mei de 2000 de ani. Sunteți o moment de pauză istorică în mizeria contemporană. Nu puneți pe generația voastră emblema trădării. Servesc patria.